la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm astăzi despre un talentat romancier care deocamdată pare să fie pierdut pentru lumea ficțiunii, dar care a fost câștigat tot temporar, cred, pentru cea a non-ficțiunii. E vorba despre Jonathan Safran Foer, cel care vă este probabil cunoscut pentru romanele Totul este iluminat sau foarte tare și incredibil de aproape, cărți de alminteri ecranizate, și care de ceva vreme scrie pe teme familiare mai degrabă Gretei Thunberg. Adică Jonathan Safran Foer trece și o spun fără niciun fel de ironie în tabăra celor care vor să salveze umanitatea, în tabăra celor care vor să salveze de fapt planeta. Noi, cei mai degrabă inconștienți, privim probabil cu oarecare scepticism acest tip de trecere dintr-o tabără în alta, și ne gândim cu părere de rău la romancierul care s-a pierdut, iată, pentru tabăra militanților. Cred însă că Jonathan Safran Foer este foarte lucid și a ales corect tabăra, pentru că dulcea visare în care trăim cei mai mulți dintre noi nu ne face, desigur, imuni la schimbările uluitoare prin care trece planeta noastră și ne referim aici la schimbări, desigur, în rău. După ce a scris o carte cu o întrebare fundamentală ca temă: de ce mâncăm animale? O întrebare pe care, desigur, trebuie să ne o adresăm cu toții și la care trebuie chiar să răspundem, Jonathan Safranfort revine cu un volum despre schimbarea climatică. Cartea a apărut la editura publică și se numește Noi suntem vremea, salvarea planetei începe cu micul dejun. De altfel, trebuie să o spun, talentul romancierului nu se pierde pe drum, el se regăsește. În paginile acestui tip de carte, pentru că, tot farmecul lui, pe care l-ați putut regăsi în Totul este Iluminat, apare și în acest volum. Așadar, este o carte despre schimbarea planetei, o carte despre salvarea planetei, o carte de conștientizare, o carte pe care mulți dintre noi am putea o considera ca subiect cel puțin nesuferită, dar care reușește să ne convingă. Pe mine unul cel puțin m-a convins. Într-adevăr, trăim niște vremuri extrem de tulburi și ne aflăm în ceea ce specialiștii deja numesc antropocen, adică o epocă în care activitatea umanității reușește să schimbe caracteristicile, parametrii de funcționare ai planetei. Planeta se încălzește din ce în ce mai tare și se pare nu suntem capabili să conștientizăm asta ca umanitate și să facem acele modificări ce ne-ar putea aduce nouă copiilor noștri, nepoților noștri, o planetă locuibilă. Se pare că suntem pe un drum aproape sigur al pierzaniei. Noi suntem vremea, este deci o carte importantă pentru vremurile noastre și o carte pe care consider trebuie să o citim cu toții. Vine cu un subiect la care cei mai tineri dintre noi sunt deja foarte atenți și foarte sensibili. O carte, aș spune, ca manifest pentru ecologiști. Dar nu mă refer la partidele ecologiste, deși ar putea să preia inclusiv ele acest volum ca pe un tratat politic aproape, mă refer la toți cei care au acest tip de sensibilitate pentru, să-i spunem, Mama Terra. Sigur că direcțiile ecologismului sunt multiple și pot fi de la un punct încolo deranjante, dar cartea lui Jonathan Safran Foer este una de un mare bun simț care pune problemele în așa fel încât realmente n-ai cum să o citești fără să te simți schimbat la finalul ei. Problemele pe care le pune Jonathan Safran Foer sunt puse însă și într-o perspectivă care ar putea să ni se pară cumva stranie. El se referă, printre altele, la istoria familiei sale și la Holocaust și ne compară pe noi toți ca umanitate cu evreii care au considerat că nimic atât de rău nu li se va putea întâmpla. Că oricât de rău ar fi Hitler, de exemplu, sau regimul nazist, pe ei nu va putea să-i atingă atât de tare încât să le ia proprietățile, necum viețile. Și asta s-a întâmplat. Ei bine, Safran Foor își permite acest tip de comparație și spune că suntem ca umanitate asemenea celor evrei care s-au bazat prea mult pe bun simț și pe experiența lor de până în acel moment pentru a mai putea sesiza pericolul la dimensiunea lui reală. Ei bine, când a venit peste ei pericolul, i-a prins nepregătit și i-a omorât. Asta ni s-ar putea întâmpla și nouă, la alt nivel, cu alte concepte, ne spune Safran Foer. Și acum haideți să vă și citesc un fragment din carte. Obiectivul acordului de la Paris de a menține încălzirea globală sub 2 grade Celsius, considerat o țintă ambițioasă, este limita exterioară a cataclismului. Chiar dacă reușim printr-un miracol să-l atingem, modelele statistice recente calculează probabilitatea la 5%, Vom trăi într-o lume mult mai puțin ospitalieră decât cea pe care o cunoaștem acum, și multe dintre schimbările puse în mișcare vor fi, în cel mai bun caz, irreversibile, și, în cel mai rău caz, se vor autoamplifica. Dacă sfidăm șansele teribil de mari și limităm încălzirea globală la 2 grade, adică dacă ne iese acest obiectiv, atunci nivelurile mărilor vor crește cu 4,8 metri, inundând coastele pe tot globul. Daca o populație de 18 milioane, Karachi 15 milioane, New York 8,5 milioane și 10 de alte zone metropolitane vor deveni efectiv nelocuibile, se anticipează că 143 de milioane de oameni vor migra din cauza climei. Se estimează că numărul conflictelor armate va crește cu 40% din cauza schimbărilor climatice. Groenlanda va intra în topire ireversibilă între 20 și 40% din Amazon va fi distrus. Valul european de căldură din 2003, care a costat peste 70.000 de vieți și 13 miliarde de euro în termen de culturi pierdute și care a dus râurile Po, Rin și Loara la minime istorice, va fi norma anuală. Mortalitatea umană va crește dramatic din cauza valurilor de căldură, inundațiilor și secetelor vor crește accelerat cazurile de ast și alte boli respiratorii. Numărul oamenilor care riscă să se îmbolnăvească de malarie va crește cu câteva sute de milioane. 400 de milioane de oameni vor suferi din cauza rezervelor limitate de apă. Oceanele mai calde vor distruge ireversibil 99% din barierele de corali, afectând ecosistemele a 9 milioane de specii. Jumătate din toate speciile de animale vor fi în pericol de extinție. Un total de 60% din toate speciile de plante vor fi în pericol de extinție. Culturile de gru vor fi reduse cu 12%, cele de orez cu 6,4%, cele de porumb cu 17,8% și cele de soia cu 6,2%. La nivel global, PIB-ul pe cap de locuitor va scădea cu aproximativ 13%. Acestea sunt câteva statistici îngrijorătoare, al căror impact emoțional e puțin probabil să reziste până la finalul acestei fraze. Adică viitorul cumplit pe care îl descriu va fi conștientizat de majoritatea cititorilor acestei cărți și crezut de puțin dintre ei. Vă împărtășesc aceste numere în speranța că le veți crede. Dar eu nu le cred. Cu alte cuvinte, deci, autorul Jonathan Safran Foer insistă foarte mult pe așa numita reacție emoțională. Sigur că auzind aceste statistici ne înspăimântăm și ne gândim termen de câteva minute ce ar fi bine să facem. Din păcate însă acest tip de gândire emoțională se șterge foarte repede și revenim la gândirea tradițională, adică la preocupările noastre mărunte de fiecare zi, preocupări care ne împiedică să vedem imaginea de ansamblu una mai mult decât amenințătoare. Să vă mai citesc un fragment și gata. Nu putem salva recifele de corali. Nu putem salva Amazonul. E puțin probabil că vom putea să salvăm orașele de pe coastă. Dimensiunea pierderilor inevitabile este aproape suficientă cât să facă orice luptă suplimentară să pară inutilă. Dar doar aproape milioane de oameni, probabil zeci sau sute de milioane, vor muri din cauza schimbărilor climatice și numărul contează. Sute de milioane de oameni, probabil miliarde, vor deveni refugiați din cauza climei. Numărul de refugiați contează. Contează câte zile pe an vor putea copiii să se joace afară, câtă mâncare și apă vor exista, câți ani vor dispărea din speranța medie de viață. Aceste numere contează pentru că nu sunt doar numere. Fiecare corespunde unei persoane care are o familie și idiosincrazii și fobii și alergii și mâncăruri preferate și vise recurente și un cântec blocat în cap și o amprentă unică și un anumit râs. O persoană care inhalează moleculele pe care noi le-am expirat E greu să-ți pese de vieții la milioane de oameni. E imposibil să nu-ți pese de o viață. Dar poate că nu trebuie să ne pese de niciuna dintre ele. Trebuie doar să le salvăm. Noi suntem vremea, salvarea planetei începe cu micul dejun, o carte importantă, o carte care ar trebui să marcheze un moment. O carte de profundă conștientizare care ne arată că poate și noi toți ar trebui să ieșim un pic din minunata lumea ficțiunii pentru a ne îndrepta privirile spre această realitate, una care devine din ce în ce mai irespirabilă, mai nelocuibilă. Așa că, stimați telespectatori, Jonathan Safran Foer ar putea să ne schimbe un pic viața și în felul ăsta ar putea să schimbe chiar viitorul planetei. Și nu sunt cuvinte mari. Citiți că nu vă face rău. Pe data viitoare!